Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, prieteni! Ieri n-am putut să filmez. Pe drum, cum am ajuns, sunt după Berlin. După Berlin, nu e vreo 100 de kilometri, sunt mai departe de Berlin, nu știu cum se numește pe aici. Într-un sat de ăsta am venit într-o fermă, prieteni, de cai, să curăț, să iau bălegarul de la cai, de la ce aici, să spăl tot, să miese ochii pe aici. Prieteni, nu mă plâng, că am văzut multe, nu mă plâng, dar vreau să zic și eu așa, la taică-miu, că n-am văzut că pe la București, pe acolo, și l-am avertizat, că uite ce fac eu, eu scot bălegarul de la cai și șterg pereții. Și acum neamțul, patronul, m-a pus să fac tot ce vedeți în spatele meu, fir cu fir, să-l șterg, să-l pun la locul lui, să-l aranjez, pentru că nu mai avem treabă cu aspiratoarele, nu mai avem treabă cu ce avem aici, doar cu șters acum, prieteni, și cu mopul, și cu jetul, atât, dar cu restul ce avem aici nu mai avem și trebuie spălate bine, bine frecate, tot, la punct, aranjate frumos. Și asta am eu de făcut azi. Bine, asta e ceva ușor pentru mine, pe lângă ce am avut cu bălegarul și cu alea. Mă vedeți în astea, am avut masca asta pe față. M-am obișnuit și cu mirosul. Vezi, mamă, ce fac eu? Vezi? Să vezi, mamă și tată, ce fac eu. Uite, scot bălegarul. Bine, acum nu mai scot, am scos. Dar o să vă arăt după ce termin aici. Mi-a zis și patronul meu, mi-a zis să nu mai plâng toată ziua pe vloguri, să nu mai plâng. Și nu mai am voie să plâng, gura mea o să râdă toată ziua. Da, și prietenii, și patronul, că m-a văzut patronul cam înțelege românește. Și mi-a zis, ce tu mă vaite așa, ce muncă. Și așa e. Am plecat ieri, prieteni, de la ora 10 și am ajuns pe la 2:30. Aici mi-am făcut un duș, am mâncat, m-am fost cu prietenii ăștia mei, pe echipa mea, am fost la biliard, m-am dus la biliard, am jucat un biliard înainte de muncă, știi, să mă meargă alea cu un suc, o cafea, știi, să dau bătaie la muncă, să nu stau. Am jucat biliard și azi noapte m-am pus să dorm și am venit la muncă, prieteni. Nu știu ce să fac, mă, mi-e muncă acum, sâmbătă aș pleca acasă. Dar nu știu ce să fac, nu știu, eu aș vrea să stau până pe 27-28, dar să mă duc mai devreme ca să mă ocup de copil. Să-l îmbrac, să-l alea. Ia uitați, prieteni, asta e soluție, prieteni, soluție tare. Asta e soluție tare, udăm puțin să nu-l stricăm, că după aia ne omoară neamțul. Facem probleme aici la neamț. Să ștergem tot, că e bălegar. Uite, și după aia dăm cu una uscat. Uite, cum e asta. Cam așa se treaba. Trebuie scos ăsta, uite aici. Să vă arăt. Poate îl rup. Ia uitați. Trebuie șterg pe aici, prieteni. Bine, ia uitați. Trebuie să-l șterg peste tot, peste tot, peste tot. Ia uitați, praf. Că vine neamțul și dă cu degetul așa și spune groase probleme. Groase probleme. Da. Și după aia mai pune. Și azi și mâine să termin până fac bine aici. Vedeți cum stă treaba? Deci am de muncă, prieteni, aici nu mă vait, dar vă zic, când o să termin aici tot, o să aranjez tot, o să vedeți cum strălucește și podeaua. Cum a învățat pe mine mama, o să vă arăt, o să vin cu rezultate, prieteni, și o să vă arăt hala asta de cai, capre, miei. Tată, dacă vrei un miel acum de Paște, ți-l aduc. Ți-l aduc gata, făcut de aici, pregătit, și două navete de bere, de care îți place ție. Așa că, prieteni, eu vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase, pentru like-uri, și abonați-vă în continuare, prieteni. Am văzut că și Bubu s-a împăcat cu Leo, Doamne ajută, sper că într-o zi lumina să meargă înapoi
să nu mai stea pe capul meu, sau să vină la aici la muncă, dar să nu mai stea acasă toată ziua. Sau să-i găsesc un neamț aici, să-i găsesc un neamț, să o mărit aici cu un neamț. Un neamț bogat. Ce zic mai? Să o bage la muncă? Ce să facă la Strehaia toată ziua pe capul meu? Mă duc și eu acum acasă să stau, să fac paștele, iar o... Iar cu lumină, iar discuția lui Lumină acum. Gata, Lumină, vezi că te-ai mărit. O să-ți găsesc un neamț așa pe placul meu, să-mi placă și mie, să profit și eu de pe urma lui. Să am și eu de câștigat. Și te bag aici și... Uităm de Strehaia. Gata, prieteni, revin mai târziu. Vă pup și vă iubesc. Viața în Germania, prieteni, ia uitați cum plouă cu petre. Rangen. Rangen, prieteni, Rangen. Vedeți, prieteni, ia uitați ce avem aici în hal, avem de toate, avem truse, suntem echipați cu tot, bormașini. Ia uitați, avem și din astea pentru noi, prieteni, soluții pentru dezinfectare să, la ochi, multe, să fim în siguranță, prieteni, vedeți? Avem cărpi, avem aspiratoare, avem de toate aici. Ia uitați. De toate avem aici, suntem pregătiți cu de toate, ia uitați. Motorină, soluții, ia uitați, soluții, aspiratoare. Ia uitați, soluțiile astea puternice, ia uitați. Multe. Vedeți? Și eu ceea ce fac acum, trebuie să scot ăla de la cai. Mizeria, uite aici. Ia! Asta e hala, prieteni, toată hala așa e mare. Era pe tine drum cu apa aici. Ia uitați-l pe echipamentul, ia uite, așa sunt eu, prieteni. Da, ce jalo jetul, ce jalo ua. Ia uitați, prieteni, unde am ajuns, prieteni, să muncesc. Într-o de asta o fermă. Să curăț bălegarul de la cai. Trebuie tot ăsta curăț, vedeți? Șters bine. Și aspirat. Șters zidurile astea. E un miros așa de frumos aici. Ai, 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 prieteni. Vrei să te filmezi? Vrei? Vrei să apar? Hai să apar și tu uite că dădui cu asta. În jos, acum nu mai am, gata. Ia uitați, prieteni, cum se face. Uite, cu soluție tare, uite, dai pe ziduri. Așa se muncește în Germania, vedeți? Asta fac și eu. Facem tot, suntem o echipă. Vă uitați, colegii. Alți colegi aici. Spune greala asta de aici. Uite, așa pare. Merge, Dane, merge. Germania. La mamă, Germania. Uite, mamă, ce fac eu în Germania. Vedeți, prieteni? Așa trebuie să fac eu în Germania. Să scot, să scoatem toate petele astea de aici. Nu mai mă văd. Treaba asta fac. Uite, 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 uite
Și după aia cu soluție de asta tare. Ai văzut de lemn? Uite. Peste tot, peste nu mai mă văd. Mă văd și. Nu, dar nu mai mă văd, mă enervează și masca asta și ăsta îmi dă în cap. Deci, asta fac eu, pe șantierul ăsta nou unde sunt, unde mi se spune acolo mă duc, prieteni, că nu fac eu moxuri, că nu mă duc acolo, că nu mă duc acolo. Mă duc oriunde. Base este. Păi da. Vezi, mamă, sunt într-o de asta cum se numește asta, de cai, de porci. De... Ferma de cai. Ferma de cai, mamă. Aici stăteau cai. Asta e. Da, mamă. Vezi ce fac eu? Când vin acasă, vreau să mi se servească caseaua înainte de culcare, înainte de să mă trezesc din pat, cum mi se făcea. Hainele puse așa la locul lor, să-mi iau obiceiul ca la Slihaia. Mâncarea făcută, gata, preparată, să nu mai fac eu. Deci să-mi iau obiceiul. Revenim, prieteni, cu rezultatul de aici, să vedeți ce face un rom din Slihaia, ce rezultate face. Uitați, prieteni, vedeți? Uite cum e acolo diferența, cum e acolo. Și cum e aici? Mă, oameni buni, vă dați seama cum stau caii după aia? În lux, mă, oameni buni, în lux. Dorm și ei liniștiți, în lux. Da, uitați. Vă dați seama, nici eu nu stau cum stau caii ăia după. Ca boși. Ca boși. Trebuie și asta. Dar știi ce sunt, mă, prieteni? Lanțul pentru ce? Pentru cai. Mamă, ce e acolo? Vedeți, prieteni? Ia uitați. Ia uitați și aici. Asta trebuie trecată până ies ochii afară. Până roșesc. Până roșesc ochii. Vai. Ia uitați și aici. Bă, asta trebuie să-l facem să strălucească. Nu era la acolo, păi da? Arbeit. Da, Arbeit. Atât știu și eu, Arbeit. Mamă, da, pe bune, ia uite. Hai, mă, prieteni, ia uite. Am făcut bine, frate. Ia uite, am făcut toți o echipă, cum? Să lucești. M-a învățat pe mine mama să șterg. Ce? Da, uitați ce era pe el, ia. Gata, prieteni, mi-a oprit că vine șeful și n-avem voie. O să revenim cu rezultate, prieteni. Prieteni, uitați, o legi în partea cealaltă, dau cu apă caldă pe pereți, vedeți? Eu cu băiatul, uite, băiatul e acolo sus, urcăm pe schela asta, vedeți, aici, trebuie aici pe sus, mă, oameni buni. Hala asta mare, curățată, cum bine vedeți, aici avem... Partea cealaltă folosim apă caldă, o să folosim și aici.
Uite, capacul ăla atât de stres. Am fost și eu pe scară, prieteni. Mie e frică de înălțime, dar na, trebuie să-mi fac curajul pentru că munca e muncă. Dar uitați, e legat prietenul meu acolo cu... Salutare, vă salută prietenul meu. E legat de insiguranța acolo. Avem din astea.